Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. O idee foarte proastă. De fapt, voi face una dintre cele mai bune farse ale mele. Mă rog, poate nu cea mai bună farsa mea, dar și un geniu trebuie să învețe, nu-i așa? Ritmul ăsta în curând voi face parte din mensa. Mă întreb dacă pot să împrăștie asta pentru peretele meu din dormitor. Fac pariu că vă întrebați cum am ajuns aici. Ei bine, când am început cu ceea ce va fi numit de acum încolo incidentul cu salata de vacă. Vedeți, m-am gândit că ar fi grozav dacă o vacă ar intra la bufet. He, și chiar că a fost grozav, până când vaca a dat peste barul de salată. Cine s-ar fi gândit că sfecla nu prea îi face bine vacii la stomac? Nu cred că trebuie să vă explic mai mult, nu? De pedeapsă pentru fapta mea, domnul De Rosa m-a pus la joc pe tatălui Danny, domnul Pickett, la festivalul anual al fraierilor din East Gekul, târgul științific. Dacă East Gekul vi se pare plictisitor, atunci târgul științific este de două ori mai plictisitor. Vă spun eu, va fi grozav. Nu va merge. Nu, serios, este cea mai bună idee a mea. Nu va merge. Nu, dar... Îți spun, nu poți să înalți așa de mult baloanele astea ca să poți zbura. Haide, de ce nu? Va fi grozav. Voi fi primul astronaut din East Gekul. Potrivit calculilor mele, punând la calcul și hainele tale, tu porți boxer sau kiloși normale, apropo? Nu contează. Oricum, am calculat că vei avea nevoie de 500 de baloane mari. 500? Oricum, nu mă dau bătut. O voi face eu cumva, știu eu. Așa cum ai știu că și vacilor le place sfecla? Aia a fost altceva. Spune eu, voi găsi o cale? Hei, băieți, știți cumva ce trebuie să fac cu baloanele astea? Bine te-am găsit, farsă. Sunt cu un pas înaintea ta, Danny. Nu e minunat, Andy? E ca un răspuns la rugăciunile mele. Mi-ați luat cuvintele din gură, domnule Pichet. Când Marina a sunat și mi-a spus că ne donează balonul acesta pentru târgul științei și pentru a demonstra teoria noastră, nu mi-a venit să cred. Ei bine, asta va face din târgul ăsta un mare, mare succes. Asta ar fi frumos? Sunteți sigur că nu vă deranjează să păziți balonul cât timp eu vorbesc cu clienții? În regulă, Danny, lasă să se rupă, dar nu da drumul la scoară, contez pe tine să fii ancora mea. Minunat, dar am o întrebare. Andy? Andy! Ce zici? Nu te aud! Am zis că vântul e cam puternic, nu crezi? Ei, ce zici? Danny! Daniel, în numele lui Dumnezeu, ce se întâmplă aici? Pasul în rând de Dante din nou la modă, știți? E nemaipomenit, de ce nu m-am gândit la asta mai devreme? Doar sunt genial, Danny! Ar trebui să încerci asta pe urmă, e nemaipomenit! Danny, nu încerca să mă păcălești, fiule, se întâmplă ceva! Nu, tată, nimic! Serios? Totul este sub control. Mult mai bine. Acum poți să... Hei, unde este sfoara? Danny! Îmi pare rău. E vina mea. Ăla de acolo e cumva balonul meu cel frumos care acum zboară? Odată cu visele unui curajos, neînțeles, nebun pionier. Merg aiurea cu un balon la sute de metri departare de pământ? Da, n-am de ce să-mi fac griji. Bine, trec la planul 2 de coborâre. Regula ar trebui să fie perfectă. Non-letală, non-toxică. Oh, non-eficientă. Tia, mai vrea cineva ketchup? Pericol! Pericol! O să mor!
Și de aici ați văzut și voi. Între noi fie vorba, acum ar fi momentul perfect pentru a trece la planul 3 de coborâre. Dar din păcate, din moment ce am crezut că planurile lor și 2 n-au cum să dea greș, n-am niciun plan 3. Ceea ce înseamnă că sunt pierdut. Pentru că în aproximativ 6 secunde voi scurt-circuita întregul sistem electric din East Gekle. Mă rog, cu mine cu tot. Ceea ce înseamnă că, mă rog, ați înțeles voi. Asta mă omoară. Cea mai mare farsă din East Gekle și eu nu voi fi acolo să mă bucur de ea. Altitudine, am nevoie de altitudine. Dar nu e de ajuns. Dar dacă... Asta te va învăța să mai mănânci altă dată înghețată lângă noi. Tântăleule, nu este deloc dreptate în lume. Mulțumesc, băiat zburător. Nu sunt destul de sus. Wow! Oh, nu se poate. Uitați-vă acolo, ia. Ce-o fi? Nu pot să mă uit. Nu sunt destul de sus. Nu mai am nimic de pierdut în afară de... E timpul... Mă rog, să dăm jos sacii. La ce vă uitați, fraților? Oh, la asta chiar nu mă așteptam deloc. Hei, recunosc pantalonii ăștia. Andy Larkin, dar ce faci acolo? Nu, dar vă rog, sunt cel mai tare. Adică, mă rog, cred. Eu, o muscă. Aoleu. Cum, atacat? Știam că o să se întâmple una ca asta. Este o invazie pe calea aerului. Asta o să-l învețe să ne mai invadeze. Ușurel, ușurel, s-ar putea să mă dai jos, mai gata. Răsfățat obraznic, crezi că o să-mi fure avionul? Primesc cumva vreun cupon gratuit de zbor pentru asta? Așa. La revedere, fraierule. Piratule! Este o altă zi interesantă aici la aerodromul aeromodeliștilor, unde piloții din orașul nostru și-au lăsat imaginația să zboare.